A doua metodă de redactare se bazează pe al doilea tabel de primitive. Întrucât, dacă f este o funcție integrabilă și integrală din f de x este mulțimea formată din funcțiile de forma f plus mulțimea tuturor funcțiilor constante, ne rezultă că pentru o funcție derivabilă u, integrală din f de u u derivat f mare de u plus c, obținem că, întrucât, integrală din 1 pe x e ln modul de x plus c, atunci integrala din 1 pe u, ori derivat, este ln de modul de u plus c. Și atunci, observând că x pătrat plus x plus 3 derivat este 2x plus 1, vom rescrie integrala i sub forma integrală din 1 pe x pătrat plus x plus 3, ori x pătrat plus x plus 3 derivat. Și întrucât integrală din 1 pe u ori derivat e ln modul de u, aceasta va fi lene modul din x pătrat plus x plus 3. De această dată, u fiind x pătrat plus x plus 3. Și atunci, mulțimea primitivelor funcției i, întrucât x pătrat plus x plus 3 ia doar valori pozitive, având delta mai mic decât 0, e mulțimea funcțiilor de forma lene de x pătrat plus x plus 3 plus mulțimea tuturor funcțiilor constante. Putem folosi al doilea tabel de primitive, pentru a redacta rapid calculul unei integrale folosind prima schimbare de variabilă. Este acceptat să nu mai specificăm alegerea lui f, alegerea lui u, derivabilitatea lui u și forma derivatei, faptul că f mic admite primitive și mulțimea primitivelor. Și în felul ăsta reușim să redactăm în trei rânduri, ceea ce am fi redactat în mod normal în vreo 10-12. Hai să vedem următoarea metodă. De redactare pentru calculul integralei i. Întrucât 2x plus 1 este derivata lui x pătrat plus x plus 3, ne gândim de la început să efectuăm schimbarea de variabilă u este x pătrat plus x plus 3. Atenție! În acest moment, u nu mai este o funcție de x. u este o nouă variabilă. Și, Efectuând această schimbare de variabilă, vom înlocui în continuare diferențiala lui u cu diferențiala lui x pătrat plus x plus 3. Diferențiala lui u este u derivat de u. Diferențiala lui x pătrat plus x plus 3 e x pătrat plus x plus 3 derivat de x. Așadar, întrucât u derivat este 1, obținem că du se înlocuiește cu 2x plus 1 dx. Și atunci, integrala noastră din 1 pe x pătrat plus x plus 3 ori 2x plus 1 de x, întrucât 2x plus 1 de x este du, va fi integrală din 1 pe u, x pătrat plus x plus 3 este u, ori du. De, de această dată, u fiind o nouă variabilă pe cât e integrală din 1 pe x? E ln modul de x. Adică, vreau să zic cât e integrală din 1 pe u? E ln modul de u. Atenție, u este o variabilă, nu este funcție. Și atunci, pentru că integrală din 1 pe u este ln modul de u plus c, revenim la u exprimat în funcție de x și înlocuim u cu x pătrat plus x plus 3. Și atunci integrala este ln de x pătrat plus x plus 3 plus mulțimea tuturor funcțiilor constante, deoarece x pătrat plus x plus 3 era mai mare decât 0. Avem patru observații de făcut. Prima este că am efectuat o schimbare de variabilă, nu o notație. Așadar, rețineți, întotdeauna efectuăm schimbarea de variabilă indicată, nu efectuăm o notație pur și simplu. A doua este că la sfârșit va trebui întotdeauna să revenim la prima variabilă, adică la X. A treia observație este că în liceu, deși în unele manuale există capitolul rezervat diferențiale unei funcții, cel mai probabil este să nu fi fost parcurs. Și atunci putem să renunțăm la această parte. Și vom scrie direct că dacă U este noua variabilă și este exprimată explicit în funcție de x prin x pătrat plus x plus 3, atunci u derivat de u se înlocuiește cu x pătrat plus x plus 3 derivat de x. Iar u este o variabilă. Iar a patra observație este că egalitatea dintre mulțimea primitivelor lui x pătrat plus x plus 3 ori 2x plus 1 și mulțimea primitivelor lui 1 pe u de u este o egalitate formală. Nu este o egalitate corectă. Este doar o redactare a algoritmului de calcul a integralei. Așadar, mulțimea primitivelor funcției 1 pe x pătrat plus x plus 3 ori 2x plus 1 de x nu are nicio legătură cu mulțimea funcțiilor cu derivata 1 pe u. Așa cum, mulțimea funcțiilor ce iau un u și îl duc în ln u nu are nicio legătură cu mulțimea funcțiilor date prin legea lene de x pătrat plus x plus 3 plus o funcție constantă. Ce metodă va atrage cel mai mult? Metoda 1, nu-i așa? Glumeam! De obicei, vom folosi această metodă de redactare. Vom efectua schimbarea de variabilă, nu notația, u este egal cu x pătrat plus x plus 3 în cazul de față, urmând ca apoi să obținem o legătură între du și dx. Nu vom pomeni de diferențiala funcției x pătrat plus x plus 3. Ceea ce avem de ținut minte însă este că vom lucra cu o nouă variabilă. Calculul va fi formal. Vom avea niște egalități formale în redactarea calculului integralei. E foarte important să nu uităm să revenim la variabila inițială. Să nu ne relaxăm că am scăpat de integrale și să lăsăm răspunsul sub această formă, nu? Pe de altă parte, în acest caz particular, când avem de integrat u derivat pe u, cu siguranță vom folosi al doilea tabel de primitive. Acesta ne oferă o metodă de rezolvare la lunetă, o metodă de rezolvare directă a integralelor. Atâta timp cât avem de integrat u derivat pe u, vom ști că rezultatul este ln modul de u, indiferent de funcția u derivabilă cu care lucrăm. Atâta timp cât integrăm pe un interval pe care u nu se anulează, evident. Oare cum am proceda în cazul integralei nedefinite? Cum am proceda dacă am avea de calculat integrală de la 0 la 1 din 2x plus 1 pe x pătrat plus x plus 3? Hai să vedem. Pentru a calcula integrala definită de la 0 la 1 din 2x plus 1 pe x pătrat plus x plus 3, vom folosi de obicei al doilea tabel de primitive, adică vom adapta a doua metodă oferită în cazul integralei nedefinite. De asemenea, vom parcurge și a treia metodă de redactare, cea a schimbării de variabilă, de unde și denumirea teoremei, nu? Nu vom parcurge prima metodă de redactare. Niciodată nu redactăm în acel mod. Și atunci, pentru a calcula integrală de la 0 la 1 din 1 pe x pătrat plus x plus 3, ori 2x plus 1, observăm că 2x plus 1 e x pătrat plus x plus 3 totul derivat. Așadar, avem de integrat 1 pe u oriu derivat. Mulțimea primitivelor funcțiilor de forma 1 pe u oriul derivat fiind mulțimea funcțiilor de forma ln modul de u plus mulțimea funcțiilor constante. Și atunci, ln modul de u, adică lene din x pătrat plus x plus 3, în modul, este o primitivă a funcției noastre. Datorită formulei Leibniz-Newton, integrala definită de la 0 la 1 va fi valoarea obținută prin evaluarea funcției de la 0 la 1. Adică va fi ln din 1 plus 1 plus 3 ln 5 minus ln din 0 plus 0 plus 3 ln 3. Deci integrala definită este ln din 5 pe 3. Atenție! Atunci când utilizăm al doilea tabel de primitive, u este o funcție de x. Are domeniu de definiție codomeniu și legea, în cazul de față, x pătrat plus x plus 3. Pe de altă parte, putem să calculăm această integrală folosind schimbarea de variabilă u este x pătrat plus x plus 3. De această dată, cu u, am notat o nouă variabilă. Știu că am fi putut ușura lucrurile dacă am fi notat funcția mai devreme cu fi, dar de obicei, tabelele de primitive chiar sunt date folosind notația u. Pe de-o parte, iar pe de-altă parte, este bine să faceți acum un mic efort pentru a diferenția cele două cazuri. În felul acesta, peste câteva ore, veți fi în largul vostru și veți jongla cu cele două metode de calcul. Hai să vedem! În acest caz, spuneam că facem schimbarea de variabilă u e x pătrat plus x plus 3, deoarece funcția se scrie ca 1 pe x pătrat plus x plus 3 ori x pătrat plus x plus 3 derivat de x. Și atunci, în urma acestei schimbări de variabilă, vom înlocui u derivat de u, adică de u, cu x pătrat plus x plus 3 derivat de x, adică cu 2x plus 1 dx. Și atunci, integrala de la 0 la 1 din 1 pe x pătrat plus x plus 3 ori 2x plus 1 de x, întrucât 2x plus 1 dx este du, iar x pătrat plus x plus 3 este u, va fi integrală din 1 pe u, 1 pe u, ori du. Da, dar noua variabilă este u. u este x pătrat plus x plus 3. Deci dacă x lua valori de la 0 la 1, de la 0 la 1, u va lua valori de la 0 plus 0 plus 3, adică 3, la 1 plus 1 plus 3, adică 5. Așadar, întrucât pentru x egal cu 1, u e 5, iar pentru x e 0, u e 3, integrala va fi definită de la 3 la 5. Iar acum, întrucât o primitivă a lui 1 pe u este lene modul de u, când o evaluăm de la 3 la 5, obținem ln 5 minus lene 3, adică ln din 5 pe 3. A dispărut U. A dispărut X. Nu mai trebuie să revenim la X. Integrala noastră definită este ln din 5 pe 3. Dacă ați fi vrut totuși să reveniți la X, într-adevăr, U era x pătrat plus x plus 3, întrucât e pozitiv întotdeauna, nu mai e necesar modulul, și ar trebui să le evaluăm în niciun caz de la 3 la 5. Nu de la 3 la 5. Când u se plimbă de la 3 la 5, x lua valori de la 0 la 1. ln u evaluat de la 0 la 1 va fi ln din 1 plus 1 plus 3, adică ln 5, minus ln din 0 plus 0 plus 3, adică ln 3, deci ln din 5 pe 3. Obțineți același rezultat, într-adevăr. Dar, din nou, nu revenim la vechea variabilă. Așadar, pentru exerciții simple de forma integrală din u derivat pe u, Vom folosi al doilea tabel de primitive, iar pentru cazuri mai complicate vom efectua schimbările de variabilă, așa cum am prezentat în metoda a treia de redactare. Hai să le exersăm! Vom începe cu al doilea tabel de primitive.